și ca de fiecare dată, tu foarte călduros, bine ați venit în spațiul acesta primitor al bibliotecii noastre. Înainte de orice, o să îmi iau libertatea de a vă adresa același salut de bun venit din partea domnului director, care, din păcate, n-a reușit să... Vă rog, domnul Boxa și domnul Rădulescu, aici în față, aveți locuri rezervate. Din partea domnului director, care, din binecuvintată vicinie, n-a reușit să ajungă. Dar vă transmite atât dumneavoastră cât și domnului Coman în draga sa susținere și felicitările pentru acest eveniment. Întâlnirea noastră de astăzi este un prilej de bucurie și de entuziasm. Evenimentul ăsta a fost programat de multă vreme, amânat, reprogramat, pentru că domnul Coman, protagonistul său, și-a dorit să ne putem vedea față în față, fără niciun fel de opreliști, la lansarea primei sale cărți intitulată Prăvălia cu amintiri. Ei bine, Prăvălia cu amintiri e deja transformată de mult în timp în brandul său personal, care reflectă o personalitate multiplă, complexă. Să spunem că domnul Coman ne surprinde cu fiecare apariția sa în spațiul public, este deja un truism. Când în 2014 făceam cunoștință cu domnia sa, ne-a propus cu timiditate o expoziție de icoane pe sticlă, care, dacă vă aduceți aminte, se intitula Iisus și vița de vie. A fost o adevărată revelație. Am aflat atunci că domnul Coman este un cercetător pasionat al trecutului artistic și meșteșugăresc românesc și că își face o datorie personală din a valorifica această moștenire, pe care o consideră insuficient cunoscută. Am zis, wow! Credeam că i-am înțeles opțiunile plastice și profesiunea de credință. Peste 2 ani, expunea cu aceeași lipsă de infatuare o suită spectaculoasă de mozaicuri din ceramică, intitulată Prăvălia cu cioburi. Nu doar că autorul studiase tehnica mozaicului și o aprofundase până la a-și descompune și recompune chipul și sufletul într-o formulă nouă de-a dreptul expresionistă, dar reușise să ne trimită din nou pe un alt palier la valorile perene ale tradiției și să ne atragă atenția asupra lor prin modernitate și rafinament intelectual. Am zis, wow! Credeam că știm, domnul Coman este un artist plastic, de un profesionalist desăvârșit, care stăpânește de plin armoniile cromatice și care le folosește pentru a susține plastic un discurs imagistic, simbolic și coerent. În 2018, domnia sa ne-a făcut un cadou nouă, ca instituție, un cadou care ne onorează și pentru care îi suntem veșnic recunoscători. A imortalizat în mozaic, cu har și cu delicatețe, portretul lui Radu Rosedi, cel de acolo. E patronul spiritual al bibliotecii noastre și ne privește azi cu bonomie de lungă sigla instituției, fixată pe perete în aceeași tehnică. Am zis, wow! Credeam că știm, domnul Coman este un om generos care vrea să lase o urmă palpabilă, memorabilă în comunitatea în care trăiește. S-a dovedit că nu știam tot. Descoperirile în ceea ce îl privește aveau să continue. De-a lungul anilor am aflat, spre exemplu, că a plecat în câteva interesante călătorii pe Macamon. Nimic mai firesc pentru domnia sa, un om interesat de artă, de civilizație și cultură, de autentic și original. Dorea să-și hrănească spiritul și nevoia de a experimenta. La vremea respectivă ne-au surprins prin insolitul lor destinațiile, exotice și cumva nu chiar la îndemâna oricui. China, Egipt, India, Statele Unite ale Americii. Dar când la un moment dat, în 2021, domnul Coman ne-a mânat cu deja cunoscuta sa modestie cartea aceasta cu impresii din călătoriile pe care tocmai le-am menționat,
Am fost pentru a câta oară luați prin surprindere. Până acum, credeam că artistul are de partea sa culorile, formele, materia pe care o animă, iar noi, cei care îi prezentăm activitatea, avem cuvinte. Acum cuvintele sunt la domnul Coman și eu cel puțin mă simt deposedată de vocabule. Am impresia că au fost aspirate toate sub acoperișul prăvăliei cu amintiri. Ei, cu toate acestea o să încerc să iau câteva înapoi ca să vă spun în ce voiaj extraordinar ne poartă cartea aceasta, aproape patru continente, prin cele mai mari culturi ale lumii, prin cele mai importante religii, printre unele dintre cele mai importante vestigii ale existenței speciei umane pe planeta albastră. Ai putea crede că e o lectură aridă, doctă și plictisitoare, dar nu e deloc așa. E fermecătoare, abordabilă și sinceră. Virtutea ei cea mai mare este că, dintre cele peste 450 de pagini, nu e niciuna care să nu-ți aducă o informație interesantă, care să nu te pună pe gânduri sau să nu te facă să zâmbești. Structurată în patru mari părți și un dialog și un epilog, fiecare dedicată uneia dintre călătorii și intitulată după aspectele sau obiectele caracteristicile arilor străbătute, cartea se prezintă ea însăși ca un obiect care ascunde câteva lucrări de artă, pentru că autorul a ilustrat titlul fiecărui capitol cu câte o linogravură reprezentativă. Made in China, Scarabeide, Scarabeus, Sacer, Pornochi, please. Chiulul roz here. Și Achionoros. Sunt tot atâtea sugestii despre locuri, oameni și mentalități. Când începi lectura, devii pe nesimțite părtaș la aventura autorului. Pentru el, călătoriile nu sunt doar un efort de a bifa obiective pe o hartă turistică imaginară, ci un mod nemijlocit de a se apropia cu o curiozitate frustă, cu o privire atentă și deschisă de trecutul și prezentul locurilor vizitate, de locuitorii, apucăturile, cutumele, prejudecățile, viața însăși de pe meleagurile acelea îndepărtate, martore ale unor civilizații atât de diferite față de cea din care vin. Nu te aștepta ca cineva aflat la prima sa apariție editorială să scrie cu atâta acuratețe, cu o frază atât de clară și seducătoare, care curge strecurând ideile în mintea cititorului cu nemaipomenită grație și ușurință. Nu te aștepta ca cineva aflat la prima sa apariție editorială să dozeze într-o măsură atât de echilibrată ingredientele unui text. Informație, emoție, poveste, contemplație, inspirație, obiectivitate și subiectivitate. Nu detectezi în acest text nici cea mai mică stângăcie. Autorul are controlul absolut asupra mijloacelor de comunicare și o face cu îndemânare și o naturalețe admirabilă. Este un excelent cunoscător de limba română. Dar ceea ce diferențiază cartea aceasta de alte cărți foarte bune de călătorie este calitatea acordurilor culturale, legăturile pe care autorul le realizează cu izvoare, surse de inspirație, cu alte lucrări care tratează aceleași subiecte din diverse puncte de vedere, cu opere de artă conexe, de la artă plastică și literatură până la muzică și film. Fiecare călătorie, ca de altfel absolut tot ce întreprinde Eduard Coman, a fost solid, cu seriozitate maximă, dar și cu evidentă pasiune documentată. Uimirea, uluirea, starea de beatitudine în fața locurilor pe care și-a dorit întotdeauna să le vadă cu proprii ochi, să le simtă cu propriile simțuri și să le așeze într-un panteon personal al amintirilor, care pentru el se numește prăvălie, aceste sentimente de încântare, zic, sunt dublate întotdeauna de un pachet subtil amalgamat de date, deslușiri și indicații care îți țin interesul treaz și dau substanță impresiilor de moment. O să încerc să vă citesc un pic. Ca să vedeți cum anume face el aceste treceri foarte fine între întâmplare și cunoștințe care s-au adunat în timp în conștiința sa.
Întotdeauna m-a fermecat ideea de a călători noaptea în cușeta unui tren, ca o alegorie a drumului parcurs în spații și timpuri nepătrunse. Este unul dintre fetișurile mele turistice, cultivat de imaginea acestor mijloace de locomoție feroviară care mi-au fost proiectate pe ecran, dar și în conștiință, de nenumărate filme văzute de-a lungul timpului. Scenele turnate în astfel de trenuri pe care le-am savurat în North by Northwest în 1959, From Russia with Love, în 1963, sau ecranizarea romanului Agatha Christie, Murder on the Orient Express, în cele trei versiuni, din 1974, 2001 și 2017, sunt poate cele mai temeinice motive pentru care mă simt sedus de atmosfera unui asemenea cadru nocturn. Ai astfel, însoțindu-l în peregrinările sale, tablou complex al unor lumi despre nu că n-ai ști nimic. La urma urmei, toți am văzut documentare și ne-am uitat la teleenciclopedia, dar pe care acum le vezi prin lentilele unui microscop de o sensibilitate dezarmantă pe de-o parte, de o precizie și o acuitate plină de însuflețire pe de-alta. Fațete nebănuite ale unor edificii mai vechi sau mai noi, altfel binecunoscute întregii lumi, detalii inedite din felul de a fi al gazdelor sau semenilor de alte culori ale pielii, tradiții, ori confesiuni, argumente picante, delicate sau grave din viețile unor personalități care s-au învrednicit să-și dureze o imagine memorabilă în istoria lumii, toate întrețesc scriitura, o fac vie, spumoasă și energică. Impresia puternică pe care ți-o lasă lucrarea este dată de tendința permanentă a autorului de a epuiza un subiect, de a spune totul despre el, de a-l rotunji din cuvinte, de a-l întoarce pe toate fețele, pentru a-i reda în imaginar integritatea pe care el a receptat-o în plan fizic. E un efort cinstit de fidelitate, ca și când autorul n-ar vrea cu niciun chip să știrbească în un fel perfecțiunea obiectelor sau a relicvelor sau a fenomenelor spirituale sau pur și simplu a feliilor de realitate pe care le trăiește în zilele magice ale vacanțelor. Să nu vă imaginați însă că veți citi un reportaj, nu. Cartea aceasta e mult mai personală. Edward Coman este însuși un personaj. În carte ca și în viață și, ca orice personaj, are gânduri, atitudini, observații pe care le sugerează cu atâta iscusință, dar și cu atâta bun simț, încât nu poți decât să te lași cu delectare prins în mrejele lor. El nu doar relatează, ci își interpretează cu fervoare experiențele, își explică anumite tare culturale sau istorice pe care le constată cu surprindere sau cu tristețe, se chestionează și își dă răspunsuri asupra unor comportamente și acțiuni de neînțeles pentru europeanul obișnuit. Meditează așezat, se entuziasmă la cauzele și efectele care au făcut lumea de astăzi ceea ce este. Descoperim în autor un fiind cunoscător al fenomenelor globale pe care le plasează cu pricepere în contextul local, căruia este martor, pentru a dezvălui mecanismele civilizaționale care generează acum, sau au făcut-o cu ani ori ere în urmă, dovezi palpabile ale măreției și puterii, dovezi evanescente ale credinței și iubirii, dovezi, din păcate, prea concrete ale pauperității și inegalității. Ia aminte cu înțelepciune și empatie deopotrivă la bucuria și la suferința pe care le întâlnește în calea sa. Este un observator extrem de precis al celor mai mărunte amănunte care pigmentează minuțios imaginea de ansamblu. De la particularități gastronomice locale, pe care gurmandul personaj Edward Coman se răsfață gustându-le, dar și vorbind despre ele, până la elemente artistice desprinse de pe cele mai cunoscute artefacte pe care personajul artist, care este Edward Coman, le admiră cu venerație și respect, împărtășindu-ne cu o adevărată smerenie extatică, nimic nu este de trecut cu vederea în această carte. O să vă citez un pic din nou, pentru că sper că vă convinc mai bine așa. Dintr-un capitol, din capitolul dedicat Indiei, preumblarea prin capitala spirituală a Indiei s-a dovedit a fi cea mai hipnotică experiență de care am avut parte în toată viața mea. Cu adrenalina la cota de avarie, am resimțit acest oraș înrădăcinat în zorii timpului ca pe un montan rus emoțional și senzorial. Străbat la ceas de seară cotnoalele înguste, încălcite și întunecate ale acestui labirint urban. Printre construcții decrepite și insalubre,
Simt din plin densitatea demografică a orașului, sufocată atât prin contactul fizic direct cu localnicii asudați, turiști năuci, pelerini smeriți, șarlatani vicleni, comercianți insistenți, cerșetori năpăstuiți sau închipuiți, cât și din cauza umidității quasi chinuitoare a aerului musonic care se combină cu miasma înțepătoare și cronicizată a fluidelor de origine umană și bovină ce acoperă caldarâmul. Păstrez ritmul impus de ghid către o direcție doar de înștiută, sunt mândru de stomacul meu tare care înfruntă ca pe un infern haosul și senzațiile tare ale acestui spațiu, fotografiez în stânga și în dreapta și sunt fericit că am fost blagoslovit de Dumnezeu să pot ajunge aici. Fiecarea dintre părțile volumului, deci fiecarea dintre călătorii, autorului atribuie un ton aparte, o stare aparte, consonant cu vibrația pe care i-o transmite universul de senzații care îl înconjoară. Made in China apare astfel intonată într-o cheie de o reverențioasă și cumpănită gracilitate, în timp ce capitolul dedicat Egiptului debordează de euforie în fața spectacolului mileniilor, defilând prin fața ochilor hămesiți de așteptare. Ponochei Please, partea închinată Indiei, trădează o melancolică stupoare în fața contrastelor acerbe de tot felul care doboară simțul și gustul comun. În Kilroy Was Here, America saltă voios dintre vorbele înmuiate într-o tantă ironie, iar epilogul, Achionoros, marcând în doar câteva fraze pe două pagini parcursul pe muntele Athos, îl readuce pe scriitor și pe noi alături de el, în matca senină cu mintea ortodoxiei, ca o întoarcere acasă, la odihna bine meritată a sufletului după lungile ispitiri ale călătoriilor. Peste toate acestea, ca dintr-un cornet de confeti, este răspândit un autentic simț al umorului, care înzestrează textul cu accesibilitate, cu jovialitate și forță de atracție, care nu te lasă să-l încezești. Bun, și acum mai am un citat care zic eu că ilustrează semnificativ umorul pe care de altfel întâlnim la tot pasul. Plec în pas vioi de la hotel direct către stadion, pentru că marele derby stă să înceapă. Stadionul National Park va găzdui în această seară unul dintre cele mai așteptate meciuri de baseball între echipa locală Washington Nationals și veșnica rivală New York Mets. Străbat străzile ortogonale, precum un cal pe tabla șah, și din câteva mutări ajung la stadion. Polițiști binefăcuți, înfruntați și înarmați, stau lângă mașinile cu girofarurile aprinse și veghează vacarmul generalizat din fața arenei. E o zarfă clopotitoare la care participă la o altă suporteri în focația celor două echipe, comercianți dureși care au la vânzare șerți de baseball roșii cu litera cu verbul odată pe cozoroc, dar și câțiva tineri palavragii care fac speculă cu bilete de intrare și își prezintă oferta, țipând cât îi țin puterile. Mă postez la una dintre casele de bilete, analizez cât mă pricep harta stadionului și apoi aleg tichete de categorie mijlocie pentru care plătesc $16. Mă strecor prin mulțime și încerc să intru în arenă, dar sunt oprit respicat de oamenii de ordine pe motive de securitate din pricina sacului pe care îl port în spate. Sunt îndrumat apoi către o clădire aflată pe una dintre laturile opuse arenei sportive și care este special destinată depozitării bagajelor voluminoase sau suspecte. Odată ajuns acolo, tânărul afro-american dorofan și apatic, care preia bagajele, mă anunță calm și fără să-și ridice ochii de pe ecranul telefonului că taxa de depozitare este de $5 și că singura modalitate de plată acceptată este cardul bancar. Îmi aduc aminte că mi-am lăsat portofelul în camera de hotel. Încerc fără succes să-l înduplec să accepte bani cash, dar sunt refuzat cu hotărâre. Sunt fața unei situații fără ieșire, prind curaj și propun tânărului intransigent o ofertă de nerefuzat sau mai pe românește, îi aplic o fentă balcanică pe care noi o numim familiar, șpagă sau șperț. Mai precis, îi ofer $10 bani viață. Ticul se prinde în joc, mărește miza la 15 și cad la învoială, neavând nicio altă variantă. Plătesc și mă întreb să intru pe stadion. Înțeleg din experiența de viață pe care tocmai am trăit-o că acest gen de negociere nu este monopolul popoarelor de la poalele munților balcani, ori ale fostului Imperiu Otoman. Este clar, domnul Coman scrie cu plăcere, împărtășește cu plăcere deliciile călătoriei și asta nu de pe poziția celui care a văzut și știe cuvântând ulterior ex-catedra, ci de pe poziția copilului bun care a primit o jucărie mult vistată și te invită să vă jucați împreună. Și nicăieri în poveștile sale adevărate, după ce îi se întâmplă toate lucrurile minunate la care a revenit, nu uită să-și exprime recunoștința pentru darurile pe care i le-a făcut viața.
Nu începeți această carte dacă vreți să citeți un roman, un pas cu prinț și prințesă, deși le puteți întâlni și aici. Citiți-o dacă vreți să vă pierdeți în alte lumi, să vă sustrageți pentru un timp cotidianului și să pășiți pe urmele unui prieten de nădejde. Secretul e să nu vă grăbiți. Citesc cartea asta și nu mai termin. Tocmai aici e frumusețea. În zăbava cu folos a rătăcirii printre amintirile altuia, lăsându-te purtat și impregnat de el. Nu, nu o să rămâneți cu toată cantitatea uriașă de date pe care vă oferă această carte. Dar nici nu e acesta scopul. Veți rămâne cu aroma învietoare, ademenitoare a călătoriei și cu gustul viu, pregnant, al iluziei trăite a ieri. Trebuie doar un strop de efort intelectual și de încredere. Răsplata, vă promit, e garantată. Și putem vorbi mult și bine despre cartea asta fără să prindem exact suflul, aerul său. De aceea avem în ajutor expoziția de fotografii culese din locurile parcurse în carte. Ea depășește nevoia de a prezenta explicit monumente și locuri de poster publicitar. Ea surprinde cu ingenuitate exact atmosfera, chipurile, gestul cotidian, care îi spun lui Eduard Coman atât de multe. E un foarte bun punct de plecare în căutarea pașilor autorului printre rândurile cărții. Pe coperta 4, el alege să placeze un citat concluziv, care nu putea fi mai edificator și reprezentativ pentru cartea aceasta, pentru spiritul în care a fost scrisă. Gustave Flaubert. Călătoriile te transformă într-o persoană modestă. Îți dai seama de locul mărunt pe care îl ocupi în lume. Așa, de pe locul mărunt pe care îl ocupă în lume, Eduard Coman a scris o carte eveniment, tocmai pentru că a reușit să sporească în modestia sa și așa proverbială. Zicem din nou pentru că am ecuizat cuvintele wow! Și așteptăm surpriza următoare. Acolo unde am adunat
câteva sute de obiecte și unde am și atelierul de lucru. Într-adevăr, pe copertă sunt câteva dintre imaginile cele mai dragi mie, din cele patru țări, pe care le puteți regăsi și în expoziție. Titlul fiecărui capitol, după cum sper să aveți plăcerea să vedeți, se dorește a fi un soi de șaradă ce poate fi dezlușit pe parcursul lecturii. Mai mult de atât, am încercat să provoc cititorul prin acele reprezentări grafice pe care l-am inserat, pe care l-am realizat în timp din ogravuni și l-am inserat la începutul fiecărui capitol. Ele, după mine, reprezintă sunt reprezentări vizuale ale unor elemente inedite pe care le-am întâlnit în cotidianul de ieri și de azi al acestor oameni. Am structurat fiecare capitol după același caracter narrativ, mai întâi câteva impresii personale despre istoriile și locurile pe care aveam să le cunosc, apoi povestea traseului propriu-zis al călătoriei pe care am împărat-o din plin cu vorbe de duh al unor oameni înțelepți, un titlu de cărți sau filme care m-au ajutat să-mi dezlușesc multe nedumeriri. Iar în final, gândurile unor români ilustri care au trecut pe acolo cu mult timp înainte. În loc de epilog, am ales să pun pe hârtie câteva sentimente pe care le-am trăit în scurta călătorie pe Muntele Atos. Ca o primă concluzie, prin această carte am încercat să privesc cu umor și îngăduință virtuțile și slăbiciunile unor popoare aflate, așa cum place să spun, în patru orizonturi ale civilizației și credinței omenești. În expoziție sunt 150 de fotografii pe care cu foarte mare greutate le-am selectat din aproape 15.000 de imagini și multe dintre momentele surprinse pe de aparatul de fotografiat sunt descrise în această carte. După cum se vede, cred, am încercat să surprind cu precădere minunea diversității umane și mai puțin obiective comerciale pe care le-aș putea găsi în orice alt ghid turistic. Cred că această carte poate fi privită ca un jurnal de călătorie, dar și ca un ghid turistic sau, îmi place să cred, un cinematografic, pentru că veți putea observa ca un bătrân și vechi cinefil, multe dintre filmele artistice pe care le-am văzut m-au ajutat foarte mult să dezlușesc locurile, să înțeleg pe oamenii pe care am întâlnit. Dați-mi voie să citesc și eu o mică pagină. E vorba de o listă pe care am făcut-o într-un sat locuit de nubieni. Nubienii sunt un popor originar din Egipt. Pe cale de dispariție sunt oamenii Nilului și se lăjuiesc undeva la granița cu Sudanul. Citeți. În căutarea unui mic obiect care să-mi aducă aminte de acest popor străvechi, privesc din mers standurile încărcate și simt respirația artistică a unei alte identități culturale pe care nubienii și-o apără cu cerbicie și pe care doresc să o disocieze de cea a faraonilor. Nu găsesc de fel piramide în miniatură, papirusuri pictate sau caligrafiate, sfinci, statuete ce influențează pe Cleopatra, Tutankhamon sau Ramses și nici măcar un scarabeu rătăcit. Există doar măști de lemn, talismane și figurine modelate în argilă, bijuterii de os, țesături multicolore, pumnale încuvoiate. Toate acestea cultivă măistria și îndemânarea artei africane în a exprima trăiri, credințe și înțelesuri profunde, adjudecând cu tehnicie și neșovăire mijloace de expresie cu aparență primitivă. În plus, nenumărate stragi din lut, sugheate de colburi colorate pentru ca cei îndrăzneți și visători să-și decoreze pereții odăilor.
Văd pentru prima dată un soi de amulete care îmi atrage atenția. Este reprezentarea unei palme cu degetele întinse, din mijlocul căreia îmi scodește cu căutătură mistică un ochi uman. Este fascinant să le descoperi pentru a nu știu câta oară ochiul ca simbol universal ce vechează nădejdele și angoasele pământene, ca roade ale superstiției umane, ce transcede orizonturile și răstimpurile, fie că e vorba de ochiul lui Horus, dătător de vigoare și sănătate în credința egipteană, ochiul răului, căreia turcii îi atribuie puteri protectoare împotriva energiilor malefice, al treilea, ochi al lui Shiva, pe care budismul îl numește ochiul sufletului, ochiul înțelepciunii lui Buddha, precum și ochiul la toate văzători, identificat de creștin cu Dumnezeu Tatăl, din Sfânta Treime. La fel și acesta, ochiul lui Fatima, este o fetiță spirituală în lumea islamică ce aduce Mărturisitorului lui Mohamed în crederea binecuvântării și împreună cu variantele sale din trei cuprinsul religios al neamului omenesc, sprijină muritorii în a percepe universul exterior, dar mai cu seama celui lăutric. În continuu drumul admirând cu ochii miile de obiecte aliniate pe tarabele ambulante și fără să vreau, îmi aduc aminte de ochiul Providenței, așezat în vârful piramidei gravat pe reversul banknotei americane de $1, dar și de copilăria mea, vremuri depărtate în care bunica mă descânta și îmi turna cositor, socotind când fusese matins din ochi. Mereu mă emoționez la momentul ăsta. Vreau să-mi cer scuze pentru că nu m-am emoționat. Pentru că am uitat un lucru foarte important. Vreau să mulțumesc prietenului meu, Costin Enache. M-a luat prin surprindere, mi-a făcut o surprindere. Realizatorul emisiunii Vatra Românească de la Radio România Actualități, dacă nu cunoașteți emisiunea, ați pierdut, dar e băiat tânăr, mai face emisiuni și fiecare sâmbătă și duminică la ora 12 și 5, nu? Așa. Mă așteaptă o oră de radio adevărat. Și mulțumesc foarte mult. Trebuia să vină la lansare de pe 30 septembrie, dar s-a amânat și acum mi-a făcut o surpriză. Și mulțumesc și cer scuze că am uitat. De asemenea, regret lipsa domnului Cornel Cristea. Toți regretăm această lipsă. Și am încheiat paranteza. Am adus aici câteva, doar câteva dintre multele suveniruri pe care le-am adus în aceste țări. Și ele mi-aduc aminte de acele momente pe care le-am trăit. E vorba de un scarabeu din teracotă, un gândac de bălingar, de altfel, că o ființă venerată în Egiptul Antic și poate la fel de sacră precum crucea în religia creștină. Micuța carte roșie cu pildele lui Mao Zedong, președintele comunist, îl cunoaște toată lumea al secolului trecut, care a dominat secolul trecut în China. Este cel mai mare bestseller din istorie, după Biblie, sperăm, cu 1 miliard de exemplare vândute în China și după sursele ale propagandei chineze, cu încă 6 miliarde traduceri în toată omenirea. Două tipare cu care localnicii din orașul indian Jaipur își decorează și astăzi țesăturile manufacturate din gumbac. Și un obiect pe cât de prozaic, pe atât de important pentru mine, este o cutie de conserve cu supă de roșii Campbell. Este, acest obiect l-a inspirat pe uriașul artist vizual american Andy Warhol, atunci când a revoluționat arta contemporană și a pus bazele curentului pop art. Sper că ați văzut-o, măcar. În concluzie, cred că din aceste călătorii am înțeles că călătorind din ce în ce mai mult lumea pare din ce în ce mai largă și mai de nepătruns. Și singurul lucru care mi-a fost alături pretutindeni a fost dorul de acasă. Vă las singur să descoperiți ce am dorit să transmit în această carte și îl lăsăm pe limit, pe prietenul meu, Costin Enache,
Bună ziua, mă bucur să vă cunosc. Eu sunt Costin Enache, eu fac emisiunea Vatra Luminoasă la Radio România Actualități, sâmbătă și duminica la ora 12:05. Dacă doamna a făcut demonstrația că această, prin tot ce a spus și tot ce a citat, că această carte a fost scrisă cu plăcere, însă și demonstrația dumneavoastră dovedește că se și citește cu plăcere. Eu vreau să punctez patru lucruri, pentru că sunt și expoziția conține patru zone, patru ipostaze. Scurt, nu o să vă plictisesc. Mai întâi, chiar de la începutul primului capitol dedicat Chinei, această sintagmă, Made in China, face parte organică din existența mea încă dinainte de a fi fost înțărcat, spune Edi, și din existența mea, și cred că mai sunt câteva miliarde pe planeta asta, stai liniștit, așa, mai departe, din chiar startul celui de-al doilea capitol, Scarabeide Scarabeus Sacer, atenție, nu știu cum se brodește să mă altoiască dragul de ducă taman în miezul lui Prumărel, atunci când tot gospodarul se adună pe acasă în căutarea bârlogului de hibernat, cu gândul patern îndreptat către întunecimea pivniței, acolo unde clocotul molanului tocmai s-a isprăvit și gogonelele încep a acri. Creangă, dacă ar fi trăit, ar fi fost invidios să știi că împărtășim aceleași valori. Așa? Mai departe, din Kilroy Was Here, am să iau motoul, este un citat din Abraham Lincoln, fostul președinte al Statelor Unite, partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi. E, aici vreau să ajung, pentru că eu am fost mai întâi la prăvălia cu amintiri și a durat fix 5 minute până să devin prieten pe viață cu Edi. Prăvălia cu amintiri a ajuns apoi la radio, în emisiunea mea. Acum, Prăvălia cu amintiri este o carte. Sper că data viitoare să vorbim despre filmul Prăvălia cu amintiri. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru atât. Eu atât am avut de zis, vă mulțumesc. Acum așteptăm să mai spună și invitații, lucruri pe care noi nu le știm despre domnul Coman, despre creuzetul în care a fiert cartea asta probabil multă vreme, despre poate efortul, neliniștea, tensiunea cu care s-au scris sau dimpotrivă, relaxarea, bucuria și comuniunea care au făcut ca ea să fie posibilă. Foarte important, din capitolul dedicat Indiei. India era pentru mine, zice Edi, la fel de departe ca și pentru Cristofor Columb în 1492. Pe când eram puști, umblam neastâmpărat prin întunericul stării de proiecția unui cinematograf din Galați. În acele vremuri, filmul indian Yadon Ki Barat din 1973, cunoscut la noi cu titlul Lanțul Amintirilor, reușea să doboare toate cotele de box office, iar cântecele din coloana sonoră a poveștii celor trei frați pe care destinul i-a despărțit în copilărie deveniseră adevărate hituri. Am să vă dovedesc. Yadon Ki Barat, de, v-am spus că avem bărbă. E clar că avem valori comune și empatizez total, sunt total de acord cu ceea ce spuneți, fiindcă au fost și pentru mine niște citate pe care aș fi vrut să le... Însă m-am gândit că e mai bine să aleg aproape la întâmplare, lăsându-i pe cititori să descopere. E foarte bine că le-ați dat hinturile respective. Acum clurile au fost aruncate, urmează să culegem roadele lecturii. Așa, și revenim la cei apropiați care poate vor să spună un cuvânt despre cum a fost scris acesta. Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit că a coborât toate imaginele acestea spectaculoase, atât de normale, dar atât de spectaculoase, din Facebook. Le-a coborât acolo unde trebuia să coboare, acolo unde lumea știe să aprecieze și efortul și plăcerea dumneavoastră și entuziasmul dumneavoastră. Deci
Vă felicit din tot sufletul și vă invidiez. Doamna Lili Bălcănașu este ea însă și o călătoare prin unele dintre locurile despre care vorbim în carte. Da, și reușește să facă mult mai multe conexiuni decât reușim noi ceilalți. Da, mulțumesc. Problema este că în zilele astea, noi atât ne-am obișnuit să comunicăm pe platformele acestea sociale, unde sunt tot felul de oameni care dau like-uri pur și simplu, deci fără să se uite, fără să înțeleagă, fără nimic. Deci, noi încercăm să transmitem ceva, dar nu cred că te audă ce de spatele. Așa din ce vorbesc. Nu trebuie microfon. Uite-te încolo, deci, supun că nu te aud. Vreau să spun că în ziua de astăzi, când sunt atâtea platforme sociale, de socializare, avem tendința să ne uităm superficial așa. Hai să bifăm, hai, îl cunosc pe acela și hai să-i dau un like ca să vadă că m-am uitat la... Fără să încerci să te... Da, că mi-a dat așa, deci mai și contabilizează. Sunt unii care știu să-și contabilizeze. Și este păcat, pentru că oameni ca Edi își exprimă într-adevăr din tot sufletul plăcerea și dorința de a arăta și altora care poate nu au posibilitatea să ajungă în locurile acelea sau mai ales din maestria lui să arate celorlalți. Și e păcat să rămână acolo și să plece în același timp. Astăzi pui o fotografie, mâine nu mai vede nimeni. Și de asta îl felicit și sunt invidioasă în sensul foarte constructiv. Constructiv. Pentru că, într-adevăr, câteodată simți că nu merită să urci pe platformele acestea, pentru că vezi că nu sunt gustate, așa. Nu sunt apreciate, da, și nu că vrei că o faină tu, ci tu chiar din suflet simți efemeritatea. Totul trebuie să efemer acolo. Și de asta... Pe când aici, da, exact. Când aici sunt sigur că această carte va fi citită. Și lucrurile acelea pe care le-ai simțit vor fi împărtășite între oameni. Atât. Răspund eu la întrebarea pe care a spus-o. Nu are nimeni ce să răspundă la această întrebare, pentru că de obicei, în momentul când lucrez la ceva, nu prea comunic cu nimeni decât ceea ce fac. Decât în momentul, să zicem, când ajung la un punct așa unde am așa o credere în mine că... Când ești sigur că merită, că va fi oricine uimit nu prea de tot ceea ce faci, când desăvârșești lucrul, atunci împărtășești. Trebuie să recunosc că mi-am recitit eu după câteva luni și eu aveam observații de făcut, da? Dar să mai spui că se întâmplă asta. Totdeauna se întâmplă asta. Nu trebuie să aibă nimeni dubii că domnul Comaru, care este un mare perfecționist, mare perfecționist, va lăsa vreodată ceva citit din nou, văzut din nou, neajustat. Niciodată. Dacă și corectura ar fi citit-o cu atenția că am citit eu, poate nu se strecurau atâtea... Mai sunt birbuni care lipsesc, da? Mi-a trecut banana pe corector. Nu cred că editorul și corectorul sunt oameni foarte, foarte atenți, pentru că au mult de citit, le scapă. Așa îmi dau seama. Noi citim câteva pagini și observăm totul. Ei citesc, sunt obligați să citească, să mită foarte mult și atunci le sar în ochi lucrurile majore. Cele minore sunt trecute și de ei, poate chiar trecute.
trecute cu vederea. Poate chiar trecute cu vederea. Nu spun sigur, dar e posibil. Pentru că au foarte multe lucruri mai grave la care să se uite și văd foarte multe texte cu, mă rog, denaturări ale ortografiei firești mult mai grave și atunci, bineînțeles că textele tale par minunate și de necorectat. Da. Eu pe doamna cum aș fi vrut să o invit puțin așa, să ne spună cum e viața lângă creatorii aceștia, mai ales lângă domnul Coman. Îi ajut lăsându-i în pace. Cred că secretul este să știi să-l lași în pace. Am înțeles. Și să-i pui la dispoziție tot ceea ce este necesar, un cuib cald, prima sunt eu, asta e, că sunt cel mai aproape și... Măcar atâta beneficiu aveți. Și zică puțin, poate un strop acolo ar conta părerea mea. Dar mă iluzionez, să zic așa. Oricum, felicitări, doamna Coman, pentru că butata e cunoscută în spatele oricărui bărbat puternic sau femeie. Și mai puternică. Dintre prietenii noștri, sigur, domnul Geo Boxa. M-am pregătit pentru ieșire, indec la servici, mă uitați. Nu știu nici la costum, nici nu-mi place să port. Primul lucru care vreau să spun, vă mulțumesc că nu puteți să aibă mască. Mulțumesc din suflet. Nu mai cunosc omul cu, când îl văd cu mască. Aproape că trebuie să ne recomandăm de fiecare dată când întâlnim, pentru că, deși ochii spun totul despre caracterul omului, dar nu spun și despre identitatea de acolo, că ajungeam mai durat pe câțiva ani și umblam cu bine de mutuabile, sau cum erau medicii în combinezoane, scria pe spate numele care sau pe inimioară, ca să spui cum să te adresezi Ioana și mai departe. N-am știut cartea, nu mi-a dat-o să citesc. Ești curios cine ți-a scris prefața? Nu are prefață. Ați înțeles, da? Deci, dintr-un mod egoist, prima a lui apariție este fără prefață. Vă garantez că la a doua, a treia, a patra, a cea, cincea, va avea prefață. Nu scrise din mine, bineînțeles. Prima dată, evident, ăsta. Dar va deveni mai cunoscut și mai căutat, cum se spune. În mod este bine. În mod este bine. Că aș putea să scriu, dar nu-i treabă. Așa, vis-a-vis de greșel, domnul Părăiție este... Nu este lipsește momentan, mai e o problemă de asta. Așa a spus și el când a scos prima carte și a lui e foarte bună. Vă recomand să o citiți, carte despre jetoane de pe Valea Turdușului, partea 6 din mea carte a lui, și el a spus, băi, eu nu mai lucrez cu editura asta. Dar vă spun și eu, am scos niște cărticele mai subțire, nu știu, dar pe toatele mele, pe lângă astea, abia se încheagă asemenea grosime. La următoarele, va fi mult mai înțelegător și cu editor. Nu vă vreau să scrisesc cu prea multe vorbe. Vreau să spun că neștiind ce în care decât ceea ce s-a și spus, adică a ajuns prin China, Egipt, India, SUA și Sfântul Munte Atos, că spun cu el încheie tot timpul, pentru că acolo a fost transformarea și următoarele vorbe, nu văd mai să mai și de cum cu astea, adică te vei uita cu alți ochi în sus, în jos. Oricum să știi că, de fapt, știi foarte bine că lătorii spațiale deja au devenit civile, cum spunem, deci te rog frumos să te uiți și în sus. Și nu cu la dege, decât așa, în sus. Așa. Atât și m-am uitat puțin, mă rog, eu fiind mai localizat pe partea trecutului, aș vrea să vă întreb, mă rog, înainte de a trece în reviste câțiva înaintași, am uitat totuși să pun întrebarea, cine ți-a dat ultimul pentru tiparul final? Nu, da, cu ei citit, n-ai citit din mănui, n-ai citit pasajul de mai aici, m-a sunat, n-ai avut nicio verificare pe soția, deci ei dată câteva
Sau că da. Mai așa, nu, nu, capitolii care pentru sau paragrafe care nu s-au produs mai reușite așa. Și care trebuie să aibă un ok suplimentar, îți spune că... Nu. No. Să aibă un ok de care. Cred, am vrut că e. Nu. Da, nu. Ce să zic? Adică n-am adus o modificare, deci după vreo observație. Am înțeles. Vreau, deși el o să spună că nu este adevărat. Păi, bă, de asta. Înțeles. Înțeles. În cap, de cum ca tânăr, mă așez un pic pe picioare. Da. Să te surprezi și așa, ca să închei. M-am uitat puțin în zona noastră, în Valea Totoșului, cam cine au mai făcut călătorii genul ăsta. Îmi cer scuze pentru cei contemporani, deși aici trebuie să ne certăm puțin și cu doamna Bacanașu, pentru că și ea e o călătoare foarte, foarte, cum să spune, ferventă. Dar nu a scris. Așteptăm și ea să scrie. M-am oprit din Facebook. Am înțeles, dar Facebook-ul nu înseamnă să scrie, acolo înseamnă să arăți ceva. Și am găsit între cei care au fost în zona noastră, și nu că vreau să-l așez acolo, dar găsesc ca un continuator, pentru că este de al nostru. Cumva Vasile Alexandrii, în 1853, în vara și până la acelui an, a făcut o călătorie în Africa. N-a ajuns el până în India să mă chină. A vizitat Tangeru și Marodu, atunci erau chestii diferite, acum practic sunt cam același lucru, și a ajuns până la munții Oanas, n-aș putea să vă spun unde sunt, că o zic caut și eu, diversitate pe harta Africii. După aceea, unul dintre cei care a rămas, cum ca să spune așa, ca cunoscut, ca un călător tot pe tărâmul Africii, a fost Dimitrie Ghica Comănești, care a călătorit în cornul oriental al Africii pe la 1895-1896 în Somalia și sud-estul Europei. El a făcut practic un safari, adică a fost și vânător, și a scris o carte care s-a publicat și a fost un bestseller la un respectiv, chiar și acum este repede tipărită, reeditată și vă rog să o citiți. Mi-am adus aminte că, gândindu-mă la China, că am uitat să-l amintesc pe spătarul Milescu. Presupun că... Eu n-am uitat. Am ajuns la surse lui și vreau să ne întreb ce alți scriitori te-au îndreptat către China. Cine te-a îndreptat către India? Bine, dacă știi român, mă refer în special, dacă ai găsit inspirații. Da. În Statele Unite, nu sunt un călător, asta recunosc, bine, în Regina Mare, în America, asta ce nu știu. Și care a avut un proces cu America, am adus aminte că toată cartea este presărată cu, după cum am și spus, cu gândurile românilor celebri care au ajuns înaintea mea. Cu Vasile Nicolae Spătar, încheie recapitolul despre China, cu impresiile lor. Chiar am spus că nu mi se pare că s-a schimbat foarte mult. La 1600. America se încheie cu impresiile lui Romul Sancia Alemlandian și cu procesul pe care l-a avut atunci cu statul american, poate ați auzit. Dacă n-ați auzit, o să auziți în carte. Mircea Eliade, India și... ce mai e? Egiptul în închei cu... ce nu ce... ce-am zis, dar multe ori am zis, ce-am zis. V-am spus că nu rămâi cu toate informațiile, da? Să întrebăm și despre Egipt și pe președinte. Ah, călătoria lui Carol al II. Da, exact. A fost în Egipt, a fost într-un circuit și venit de tatăl său ca să-și bage mințile în cap. Nu s-a întâmplat, dar călătoria a făcut. Mulțumim pentru carte. Pentru mine rămâne totuși în șirul celor din Valea Totoșului, adică Alexandru și Dimitrie Ghica. Dar vreau să fie și la mai mari și la mai multe călătorii. Mulțumesc! Așa cum îi place,
Nu cred că mai ai devenit ceva de foarte mare. Mare? Să ne luăm rămas bun. Mulțumim mult și felicitări pentru inițiativa de a-i face o surpriză lui Tomar. Numai bine, mulțumim mult de tot. Cui place doamnei Doina să spună, vă invităm la colocul de impresii. Am învățat la prima expoziție. Exact. Vă invităm la colocul de impresii să schimbăm impresii cu adevărat calde despre și tot ceea ce am văzut și auzit. Și la cumpărături. E cel mai greu moment pentru mine. Păi am văzut banii de la... Vă invit să priviți și dacă puteți, vă și admirați, dacă merită. Și un mic protocol.